Din cauza timpului rece, agricultorii spun că nu se bucură de o roadă pe potrivă mai mucată, ci cumpărătorii sunt mai puțini pe an ce trece, deoarece oamenii pleacă din țară, iar veniturile sunt mai mici decât anii trecuți. Producătorii autohtoni spun că chiar dacă prețurile sunt mai mici față de anii trecuți, vânzările merg mai prost. Glodenenii se plâng de prețuri exagerate în piață. Astfel, roșiile sunt realizate la 23-25 de lei pentru un kilogram. Castraveții, chiar dacă se vând cu 15 lei anul acesta, sunt puțin mai scumpi față de anul trecut, iar producătorii se plâng că oamenii cumpără foarte puțin. Varza poate fi procurată la 4 lei kilogramul. Mare prețuri pe perioada asta, cartofi, și castraveții, 15 cu postul săptămâna și eu ploi și nu s-au făcut. Păi că roșiile sunt 23. Porniți lumea că după ploile astea, după... Și o mai mulți mai cumpără mâncare. Cum am când trebuie să fac floare, era fric și puțină roadă, nu-i cum fost ani și... Păi nu știu, văd grifrut, grănat, limoni, este, grifrut 28, grănat 90, bananul 28, văd ochi 35 naši pomidori, văd ochi 33, огурчики 15. Это наши. Это привозные, тоже 23, 26. Ci că prețurile de anul trecut au fost mult mai mici în comparație cu anul acesta. Iar producătorii afirmă că tot ce e în vânzare, totul este de casă, strâns chiar cu mâna lor. Pentru a-și vinde produsele, aceștia mai cedează dacă e nevoie. Te lasă să faci și o mică degustare. Eu am livadă. A, livadă chiar? Da. Cât ești? Două. Și ați investit mult în urmă? Vadim. Da. Nu știu, îmi scoate. Deși spun că piață nu. Nu, dacă putează la singur, piață nu. Marca este, lumea nu poate cumpăra. Nu are posibilitate să cumpere. Dacă ați dat prețul mai mic, cum s-o cumpere? Nici mai mic. De exemplu, anul este 20, noi am trecut. Și am dat mai mult cu 25. Primul. Urmărând la bălți, dăm masă mare, dar ăștia să primiți câțiva pundi și mi-i combinare să-i dau așa. Zmeura este realizată cu 35 de lei kilogramul, iar căpșunele de la producători autohtoni ajunge și la 100 de lei pentru o căldare. Asta soiul să-i de mult la noi, de când eram în colhozele. De când? Avem pământ aparte și de când acolo. Am pus niște nuși acolo și pe nușii am pus căpșune. A noi e atiliar pe Cireșele la 15 lei pentru un kilogram dau de gândit cumpărătorilor care spun că nu își pot permite din cauza salariilor mici. E greu. Cu leafă și cu salariul ăsta care iese tare, e puțin. O leacă măcar să fie, o leacă mare. Pentru așa prețul, prețurile sunt mari. Să, конечно, все дороже. Мы хотим подешевле. Люди продают так, как могут. Careva prețuri ar fi ridicate din cauza timpului rece pentru această perioadă cu care se confruntă țara noastră. Din această cauză, verdețurile precum mărarul, pătrunjelul, frunzele de salată sunt vândute cu 3 lei legătura. Pe lângă zmeură, căpșuni, cireșe, coacăză, pe piață au apărut deja caisele. Acestea chiar s-au ieftinit în comparație cu anul trecut și pot fi procurate cu 20 de lei kilogramul.